바로 하시오. 부는 씨와 Bine ați venit la un eveniment pe care îl pregătim duminica aceasta. Avem un eveniment deosebit, cel mai important eveniment pentru români, Ziua Națională. Despre Ziua Națională știm multe lucruri, însă astăzi am venit aici pentru a fi împreună noi toți, autoritățile locale, domnul primar, preoții comunității, Consiliul Local, cadrele didactice, toți, dumneavoastră, părinți, copii, pentru a marca ceea ce cred fiecare dintre noi ar trebui să simtă cu inima în fiecare an. Ziua noastră a românilor. Suntem români, suntem patrioți și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Nicolae Iorga spunea în felul următor. Dacă ne uităm istoria națională, e ca și când un copil își uită familia. Prin urmare, nu uitați acest lucru, mulțumiți-le cumva celor care sunt alături de voi și vă aduc aminte zi de zi, de la părinți până la comunitatea locală, de tot ceea ce înseamnă valorile naționale. Aveți sentimentul acesta de iubire față de locurile natale, de tot ceea ce vă înconjoară, respectul pentru valorile și trecutului și nu uitați niciodată să fim mândri, să fim români. Mulțumim copiilor care astăzi vor prezenta un program deosebit, domnului primar pe care o să-l invităm să ne spună câteva vorbe, dar până atunci însă rugăm cei doi preoți prezenți aici să binecuvânteze tot acest eveniment și să aducă așa un spirit de liniște între noi, toți din sală, din comunitate. Doar împreună putem fi puternici. Și de aceea, țineți cont de lucrul acesta în fiecare zi. Mulțumesc! Slavă Sfintei și de o ființă de viață păcătoare și nedesfărțitei treime, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești bunătăților de dorul de viață, vino și să lăjduiește într-un noi și ne curățești noi toate întinăciunea, mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează, vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, precum și noi le dăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitrean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru ca să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor robilor Săi, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la El și ca o tămâie cu bun miros, ca o ardere de tot bine primită să fie.
Sfântului Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul căcinii noastre a nevrednicilor, robilor săi și buna cerere dorire, credincioșilor săi, spre bine să le primească, am lăsut totdeauna să ne dăruiască binefacere nouă și asupra țării noastre, Sfintei sale, Biserici, întregului său popor, drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa Biserică, pe robii săi, în toți cei prezenți, pe noi pe toți, de vrăjmași văzuți și nevăzuți, cu sănătate, într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i păzească pe credincioșii săi robi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de necazul, mânia, primejdia și nevoia, afere mântuiește, miluiește, ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânt și-a curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și bunurea Fecioară Maria, cu Sfinții Socomenită. De Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșiși unii preații, toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ține, Doamne! Ține se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște rog nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra țării noastre. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit, a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire învrednicită lui se împlini cererile, așa și de acum înainte. Învrednicește-ne pe noi a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele, într-o toate faptele cele bune și a domândiale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-ne pe noi, Doamne, de toată reaua întâmplare. Dăruiește-ne pace și liniște. Învrednicește-ne pe toți totdeauna grei și atentație și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și curulește viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm, ne-ți auzi-ne și ne miluiește. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște tămâni cu bun miloș, ca o ardere de tot bine primită să fie într-o tot bunule stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca îndurat țării noastre, poporului nostru, oștirii noastre, conducătorilor țării noastre, tuturor robilor tăi, mila ta cea bogată și îndurările tale, izbăvește-ne pe toate, de toate meșteșugirile văzuților, nevăzuților vrășmași,
țara noastră, biserica ta cea sfântă, satul acesta, comuna noastră și pe tot poporul tău. Dăruiește tuturor lungime de zile și sporire pentru toate faptele cele bune. Rugăm-ne ție, auzi-ne de grab și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostivitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă-nță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, o zi binecuvântată să avem cu toții, Dumnezeu să înțelepțească și să fie cu poporul nostru în toate zilele, cum a fost și până acum. O zi frumoasă. Doamne ajută! 1 decembrie este duminică, iar duminică este o zi destul de importantă pentru, îndrăznesc să spun, pentru țara noastră, plecând de la comunitatea noastră, ne-am sfătuit și am ajuns la concluzia că aici nu avem de-a face cu inaugurarea Căminului Cultural, ci pur și simplu cu o activitate dedicată lui 1 decembrie, dar în același timp și o inaugurare a activităților copiilor din Berești Zlău, pe care Tescan și Berești Zlău, pe care îi vreau și îi vrem cu toții în număr cât mai mare la activități cât mai multe de gen cultural. Nu vreau să țin niciun fel de discurs legat de importanța evenimentului din 1 decembrie, nu pentru că nu aș putea, dar trebuie să înțelegem că acest 1 decembrie este unul și mai special și că trebuie să facem cu fiecare 1 decembrie o zi a sărbătorii, o zi a sufletului nostru, o zi prin care cu toții să ne demonstrăm cât de atașați sau atașamentul nostru față de această țară pe care o proslăvim în tot felul de poezii și cântece, dar pe care foarte mulți dintre noi uită să o mai respecte cu adevărat. Din păcate, pentru noi toți, se pierde, s-a pierdut și se pierde în continuare acel sentiment de patriotism de care parcă ne e frică să mai pomenim. Noi nu mai suntem, încercăm să spunem că nu mai suntem patrioți, suntem europeni, dar europeni am fost de totdeauna și vom fi în continuare, indiferent de ce manifestări se ascund sau se văd pe plan mondial. Deci nu europeni suntem și vreau să înțelegem cu toții că este bine să fim români cu adevărat și să nu ne pierdem acest sentiment atât de frumos, acela de patriotism. Din păcate, copiii noștri învață cu totul altceva decât față de ceea ce noi, la timpul nostru, reușeam să ne surprindem și să ne să simțim. Îi rog pe cei care călăuzesc educația copiilor, să părinți și în mare măsură cadre didactice, să înțeleagă că nu doar un cântec și o cora unirii creează acea dăruire și acea simțământ de român. Ne uităm cu groază cum foarte mulți dintre românii plecați în afară uită că sunt români și își ponegresc țara doar pe motivul că acolo se câștigă mai bine. Nu câștigul material este cel care trebuie să primeze, ci acel câștig spiritual și acel comportament care arată cât de bună este personalitatea și mai ales sentimentul tău față de țara pe care, din păcate, tot fals o omagie. Îmi cer scuze că nu vreau să fac neapărat o
chestiune critică din această sărbătoare. Este o mică sărbătoare, din păcate nu este exact ceea ce mi-am dorit, adică vroiam ca aici să fie absolut toate cadrele didactice din comună și din păcate lucrul ăsta nu se întâmplă. Vroiam ca aici să fie cât mai mulți părinți și chiar îmi făceam probleme că nu sunt locuri, nu din cauza copiilor, pentru că copiii puteau să înțeleagă situația și luau loc în brațele părinților și cât mai mulți dintre părinți să fi fost la un astfel de spectacol. Sau astfel de manifestare, sau astfel de întâlnire. Nu se întâmplă și, din păcate, este pentru mine un regret și, în același timp, este un semn mare de întrebare pentru acțiunile viitoare. Pentru că lumea nu se va termina luni după alegeri, nu se va termina lunea cealaltă după alte alegeri, ci lumea, viața continuă. Și întâlnirile noastre vor putea fi, din păcate, construite și pe alte principii. Nu avem doar drepturi, avem și datorii. Și îndatoriri destul de mari atunci când implică implicarea noastră în educarea copiilor. Eu, fiind pedagog, nu vreau să întind coarda mai mult, pentru că îmi dau seama că o spun asta în fața copiilor. Dar nu mă pot reține să-mi exprim dezamăgirea și mai ales amărăciunea. Scuze de rigoare, vreau totuși să invit la microfon pe domnul Vlad Marin, care a pregătit și este o chestie de lucru pe care l-am întâlnit mai de multe ori. A pregătit o mică informare asupra importanței acestui locaș despre istoria locală și îl rog ca, în măsura în care se poate, cât se poate de subțint, să ne prezinte câteva din aceste aspecte. O să ne mai întâlnim cu dânsul în următorul eveniment care vreau să-l organizăm cu părinții și cetățenii majori ai acestei comunități și în care o să vorbim și o să discutăm mai mult. Domnul Marin. Materialul care am dorit să-l prezint este mult mai amplu, dar am să mă rezum strict exact la căminul cultural de la înființare și până în prezent. Deci, referatul este intitulat despre căminul cultural din Tescat de la înființare. La 22 octombrie 1933, adunarea generală a locuitorilor din fosta comună Tescani a hotărât înființarea unui cămin cultural după îndrumările și directivele Fundației Culturale Românești. Ca nume patronimic, i s-a atribuit a fi numit sau denumit Liviu Rebreanu, numele marului romancier pe atunci, în perioada creației celebrelor sale romane, Răscoala, Pădurea Spânzuraților, Ciuleandra și altele. Acesta a acceptat propunerea printr-o scrisoare plină de îndemnuri cu privire la desfășurarea activității căminului. Deci comunitatea de la Tescani a făcut o întâmpinare către Liviu Rebreanu și dânsul a răspuns că este de acord cu înființarea căminului cultural și că activitatea se desfășoare cât mai plăcut și cât mai frumos. Mai târziu, în 1936, adunarea generală a locuitorilor din Tescani a hotărât ca instituția să poarte numele maestrului George Enescu, pentru că el era cel care avea permanente legături cu Tescani și cu populația locală. Înainte de 1940, căminul a reușit să aibă un număr de membri cotizanți pentru obținerea fondurilor necesare dezvoltării activităților pe care le organizau. Căminul cultural avea un obiectiv
principal răspândirea culturii în rândul locuitorilor din localitățile componente ale fostei comune Tescan, precum și din localitățile limitrofe. Pentru aceasta se organizau lunar sărbări cu concursul elevilor și a tineretului, în program având diferite conferințe, prezentări de referate și comunicări. În perioada de iarnă, sala de clasă a școlii era cu totul neîncăpătoare pentru numărul participanților. Până ca să știți, Căminul Cultural este acum în această formă, dar atunci Căminul Cultural funcționa în sala de clasă, care era din fund până aici unde este domnul primar. Deci aici era sala de clasă, școala din Tescan, care a fost construită în 1903. Și cel care a fost animatorul, așa, a fost învățătorul Gheorghe Costică, care a locuit în clădirea de alături, era de fapt și dirigente, nu se chema dirigente, se chema dirigente, și el era animatorul activităților culturale ale Căminului Cultural și a școlii. Între 1930 și 1940, vara în Lunca Mare, era locul unde se desfășurau sărbări câmpenești cu programe cultural-sportive, la care participau locuitori tineri și vârstnici din toate satele învecinate, iar seara se organizau baluri în aer liber. Aceste manifestări erau organizate de regulă de Sfântul Proroc Ilie, patronul spiritual al satului Tescani. În unele dintre aceste sărbări se aflau ca musafir și maestru George Enescu, însoțit de numeroși prieteni, observând și admirând desfășurarea programelor folclorice. Rol important pentru culturalizarea locuitorilor l-a avut și Asociația Culturală Mihai Eminescu. Această asociație își propusese și chiar a realizat înființarea bibliotecilor școlare și sătești, mai în toate satele comune, case de sfat și de citire, cămine culturale, muzee locale, scoaterea unei reviste literare și de folclor, organizarea de șezători. Se spunea că șezătorile erau considerate ceasul cel mare de lucru al bibliotecilor populare. Excursii și sărbări dedicate unor evenimente istorice, toate acestea pentru culturalizarea membrilor asociate și pentru răspândirea culturii în rândul locuitorilor satului. A fost, de fapt, o asociație culturală a intelectualilor pe Valea Tazlărui, care au contribuit material pentru înființarea ei în anul 1931 și a unei biblioteci proprii, care la început a avut 100 de volume cu tematică de vare, domenii din istorie, filozofie, teologie, știința la naturii, etc. Președintele asociației a fost preotul Bibărești Tazlărui Ioan Goagă. El a durat un număr însemnat de volume acestei biblioteci cu scop instructiv educativ. Căminul Cultural avea un chioșc cu rol de a răspândi în Tesca și localitățile limitrofe lucrările de conținut și de popularizare a presei. La acest chioșc, pe lângă presa cotidiană, au fost vândute și revistele Albirea și Șezătoarea Satului. Șezătoarea Satului era revista care o editase Căminul Cultural. Tot în cadrul Căminului Cultural de Tescani a funcționat și Cercul Cultural Gheorghe Asache, organizat cu participarea intelectualilor din satele Tescani, Românești, Berești, Tazlău, Bușuteni, Ienăchești, Pisaca, Iazul, Berșești și Orășa. Cercul din perioada 1932-1934 avea în componența sa 14 membri, iar redactorul Cercului a fost preotul Ioan Goagă. În perioada de iarnă se organizau recenzii și șezători literare, în care se analizau operile scriitorilor Mihai Eminescu, Liviu Repreanu, George Coșcur, Vasile Alexandri și alți scriitori și poeți din acea perioadă. La aceste activități au participat și locuitorii din satele vecine, iar buna reușită a acțiunilor respective a determinat și pe alții să desfășoare asemenea porocbe în localitățile lor. Aceste cercuri literare au fost înființate în primul rând pentru perfecționarea membrilor corpului didactic rural,
pentru lăgirea sferei de cunoștințe, precum și pentru ridicarea continuă, spun în ghilimele, stării rurale a sătenilor, prin cultivarea rândurilor a unor sentimente frumoase și bogățirea minții. Înființarea centrelor culturale erau reglementate de minister în 1900 și organizate de Spirul Haret încă din 1902. Cercurile culturale s-au demonstrat utilitatea atât pentru învățători, obligându-i astfel la o viață intelectuală și o simplă experiență profesională cu colegii din alte sate, cât și pentru sătenii interesați de nou. În cadrul activităților culturale ale Căminului Cultural a fost și înființarea Bibliotecii Populare. La acea vreme, Biblioteca de Trescani achiziționase în jur de 250 de volume cu conținut ce interesa sătenii comune. Din păcate, astăzi se pare că nu mai este nevoie de asociații culturale și nici de biblioteci la sate. Părerea mea este că ar trebui să se revie aceste asociații. Activitatea culturală din perioada intervenirii a avut un timp o rodică dezvoltare prin inițiativa elevilor școli din Tescan și din satele componente ale comune. Aceștia organizau pe clase, sub conducerea unui elev mai desprenic, programe cu conținut cultural-artistic care durau până la o oră și jumătate. Era o adevărată întrecere între clase care se desfășoară un program artistic mai original și mai bogat. Dacă la activitatea desfășurată de Căminul Cultural mai adăugăm și pe cele ale Asociației Culturale Mihai Eminescu și Cercul Cultural Gheorghe Asache, se poate spune că în Tescan s-a desfășurat o rodică activitate culturală. Cel de-al doilea război mondial a întrerupt și activitatea Căminului Cultural din Tescan. După 1946 s-a reorganizat activitatea culturală din Tescani după noi criterii și dotări. Căminul Cultural din Tescani a beneficiat printre primele localități din fosta regiune Bacău de un aparat de proiectat filme și de dotare cu instrumente muzicale. În cadrul Căminului Cultural a funcționat o lungă perioadă de timp un cor care era renumit pe Valea Tanzlăului, dirijat de regretatul profesor Costache Neca, cu o echipă de dansuri populare la care am fost și eu, și o orchestră dirijată de Eugen Buftea din Românești. De la înființare și până prezent la conducerea Căminului Cultural, s-au peredat mai mulți directori, acolo se spune referenți, învățătorul Gheorghe Costică, fost director al școlii din Tescan, învățătorul Mihai Gherguț, profesorul Costache Neca, profesorul Guță Mireanu, profesorul Constantin Burdeanu. După 1990 și până în prezent, activitatea Căminului Cultural a fost întreruptă, iar din anul 2010 acesta a fost închis, deoarece starea fizică în care se afla căderea nu mai garanta securitatea celor care desfășoară activități specifice. Sper că din acest moment Căminul Cultural să devină măcar ceea ce a fost, chiar să aibă o activitate mai rodnică. Și mai am o frază de spus, un rol important pentru culturalizare. Dacă în localitățile unde au dispărut acoperișuri și pereți sau căminul cultural cu totul, asta nu înseamnă că a dispărut și cultura de la sate. Ceea ce s-a făcut pentru reabilitarea Căminului Cultural din Tescan trebuie apreciat, pentru că în acest moment Căminul Cultural este al comunei, nu al satului Tescan, el este emblema culturală a comunei Berestazlău. În această clădire pot să vină oricând din toate satele componente ale comunei, se organizeze și desfășoare activități culturale specifice. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi domnului Ivan Marin și cred că o mică deschidere asupra însemnătății acestui lăcaș a fost făcută și o să limităm cu celelalte ocazii ale evenimentelor ce se vor desfășura în acest cămin, să ne prezinte cât mai multe din necunoscutele pentru mulți dintre noi ale istoriei locului și ale activității ce s-a desfășurat pe aceste tărâmuri de-a lungul anilor
sau chiar sutelor de ani. Este important, este foarte important să ne cunoaștem istoria, pentru că dacă nu cunoaștem, nu știm ce să aplicăm pentru viitor. Să nu sunt vorbe aruncate în vânt și nu sunt vorbe care să ne facă să umplem timpul vorbind, ci sunt chiar lucruri care sunt verificate în timp și pe care, pentru care cei care au fost în afară au văzut că acolo unde au ajuns, locuitorii zonei respective știu să-și aprecieze orice pietricică. Știu să valorifice orice însemn că acolo se trăiește și s-a muncit de-a lungul anilor. Noi, din păcate, ne batem joc și de ce avem. Ce-a mai rămas. Dar sperăm ca istoria să, și mai ales acești copii, să știe să facă lucruri mai bune decât am făcut noi și că ei vor înțelege sensul ăsta. Dar dacă noi nu le explicăm, n-au ce să înțeleagă. În continuare va fi un mic program pentru care eu vreau să mulțumesc celor două doamne, din câte înțeleg eu, sau trei, da, ce au participat la organizarea acestui mic spectacol, dar cred eu că plin de esență și plin de interes și de implicare. Vă rog să începeți. Fiecare ea
De nu-mi cap pe un cuvânt.
are mulți și ascundă taină, prețioase bogății. Codrii falnici, râuri limpezi, dealuri limpezi și câmpii. E istoria prezentă, dator pasul unde treci, de o vizitezi odată, nu-ți vine să mai pleci. Are dealuri ce ascund în taină, prețioase bogății, codrii falnici, râuri limpezi, dealuri sfânte și câmpii. S-a născut de multă vreme, cam de când e veșnicia, și-a creat-o însăși Domnul și-a numit-o România. Noi n-am prins nici vreme de urgii, n-am trecut nici prin război, foame n-am știut nici privegii, n-am trăit printre eroi. Tineri suntem, dar prea bine știm de tot sângele vărsat. Până-n pace astăzi să trăim, multe vieți s-au secerat. Nici o țară în lumea largă nu-i doar bună sau doar rea, dar nici alta nu-mi e dragă cum îmi este România mea. Sunt născută la Berești în sat, din țărani neînfricați, unde ai mei străbuni s-au răsculat, de dreptate însetați. Ei când jugul nu l-au mai răbdat, au murit pe câmp luptând, și din jertfa lor am învățat să n-am teamă pe pământ. Pentru țară astăzi fă ce poți, fii pe viața ta stăpân. Fii om bun, cinstit și drept cu toți, și atunci ești și bun român. Nici o țară în lumea largă nu-i doar bună sau doar rea, dar nici alta nu-mi e dragă cum îmi este România mea. Țară nu-i o vorbă goală, ea e ca să plai și dor. Hai să n-au ce simt de fală, doar la zile mari și sărbători. Amin, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea pot să mângâi, iar bucuria se prea schimbă când. În limba ta ți-e dor de mamă și vinul e mai vin și prânzele mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din prânz. Iar când nu poți nici plânge, nici râde, când nu poți mâncăia și nici cânta, cu al tău pământ, cu celul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. O, Românie, veni cu cântece și flori și îți urăm mulți ani ferice, să fii frumoasă ca o stea,
oricând să-ți putem zice, ui, altă țară ca mea, la mulți ani iubită țară. Din Carpați până la mare, să te dezvolți la o floare, să trăiești, să înflorești, vrednici pe toți să ne crești. În mâinile noastre e sărbătoare, e ziua leagănului nostru sfânt, e ziua noastră cinstitoare, locul iubit și drag din pământ, e ziua noastră a tuturor, zi a florilor de pe câmpie și a cilor pe acest pământ. E ziua ta, o Românie! Avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât durează cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceavărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durare vor izvoare, ori-un cântec ce dispare, cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare vor izvoare, ori-un cântec ce dispare, cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice, părinte, mai există lucruri sfinte. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât durare vor izvoare, ori-un cântec ce dispare, cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare vor izvoare, ori-un cântec ce dispare, cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Unirea este floarea, de mii de ani grijită de neamul omenesc. Ciobanii călători peste munte, sub aspul lor cojoc o încălzesc. Țăranii aplicați pe glie, grua suferinții o stropesc. Muncitorii cu brațe încordate, în zilele noastre o întăresc. Scriitorii cu pana de foc, o altoiesc la nostru noroc. Ea a înflorit în mâinile lui Mihai Veteazu, care a lăsat o moștenire lui Cuza, după ce fusese în Cristă o vreme, pe Bălcescu, Alexandru și Andrei Mureșan. Tinerii morți l-au uitut mărășie și mărăști, floarea aceasta cu sânge o stropesc. Unirea ca să crească are nevoie de simțirea și cogeturi rostite în graiul românesc. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Avem o țară lângă țară.
și tulpina, aici mi-i graiul, aici mi-i glia, că țara mea de dor e România. România mea e România ta, e România noastră și suntem stăpâni în ea. Este acest sentiment de a fi român. L-au exprimat atât de frumos, încât cuvintele mele deja parcă le cred de prisos. Felicitări, doamne profesoare, felicitări copiilor. Iată că reușim pe aceste plaiuri, reușim să continuăm ceea ce spunea domnul Vlad Marin, că se întâmpla cu ani în urmă. Și într-adevăr, căminul acesta era plin de activitate, era plin de cadre didactice, erau câte 100 și ceva de cadre didactice care participau la tot felul de activități, chiar dacă ele se numeau Cântare României. Și mie nu mi-e rușine să spun că ar trebui, nu că mi-e rușine, chiar spun că ar trebui să cântăm din nou România, indiferent că unora le place sau nu, celor care vor să fie moderni sau în alte tipuri, cred că a cânta România în acest mod este unul dintre cele mai frumoase lucruri care le putem face. Și s-a văzut în glasul copiilor, s-a văzut emoția. Vreau să remarc fata care a recitat prima și care a continuat cu atâta îndrăgire poezia, chiar dacă s-a încurcat puțin la un vers,
dar care a fost pe urmă afectată de să nu fi niciodată afectată. Bravo ție! Și tot înainte. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați participat la un astfel de eveniment. Dacă dintre dumneavoastră mai vrea cineva să spună două, trei cuvinte, mare drag, și zic eu că lecția de astăzi și-a atins scopul. Felicitări cadrelor care s-au implicat, iar cu celelalte vom discuta pe terenul de sport. În ghilimele. Bun zi, bun zi, continuare, să vă dea Dumnezeu să vă bucurați de ziua de 1 decembrie la fel de frumos și acasă, să dea Dumnezeu să ne bucurăm după ziua de 1 decembrie și acasă, pentru că, mai ales pentru cei maturi, cei cu buletin de vot, îi sfătuiesc totuși să fie foarte atenți și să cântărească foarte bine genul ăsta, comparativ cu alte genuri care se practică deocamdată deșanțat și dezlânat. Vă mulțumesc mult! Felicitări încă o dată, nu m-am potopit de a nu felicita, și mulțumesc și colegilor care au fost prezenți în această frumoasă întâlnire. Copiilor din sală le urez ca participarea pe scenă și al lor, să o vedem în alte ocazii, în așa fel încât să nu există copil care să nu fie urcat pe această scenă, pe care o să o mai și îmbunătățim, sau este doar la început, o să prin activitățile care se vor face în această incintă, în acest centru cultural, cum am numit și n-am vrut să numim Cămin Cultural, e un centru cultural care va înmănânchea mai multe activități, deja au început, două dintre ele, una cu, pe chestii de vocalize și alta pe artă. Mulțumim celor două cadre didactice care s-au implicat atât de frumos și cărora cred eu că mi se vor alătura și altele. O zi frumoasă în continuare să aveți, să vă dea Dumnezeu multă, 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 multă sănătate, gândire lucidă și copiilor, dar copiii vor avea gândirea pe care o transmitem noi. Sper să știm ce transmitem. Sănătate multă!